Salut! Astăzi vom rezolva o problemă cu care cu siguranță v-ați confruntat și voi. Mi s-a rupt maneta de acționare a pompei de stropit. S-a retezat, țeava fiind destul de subțire, s-a îndoit în timp și s-a distrus. Am încercat să o sudez, dar materialul din care este confecționat este foarte subțire și nu se poate suda, nu rezistă sudura. Așa că am mers la vânzătorii ambulanți și am găsit un levier nou, o manetă nouă. Ce avem de făcut? Păi trebuie să demontăm vechea manetă. Aici are un pin. Am scos sârma de acționare. Și acum demontăm levierul vechi. Observăm că dedesubt are o clemă din plastic pe care trebuie să o scoatem. Am să pun telefonul jos și am să scot clema pentru că cu o singură mână este destul de dificil. Dar am reușit. Clema a sărit, trebuie acum să o mai și găsesc. Este la locul ei. Gata. Am scos vechea pârghie. O montăm pe cea nouă. La locul ei. Și avem din nou pompa funcțională. Acum, în ordine inversă, montăm pârghia, introducem cuiul și punem și clema de siguranță. Care va ține pârghia, levierul cel nou la locul lui, fără ca acesta să iasă din îmbinare. Observăm că această clemă are un pin pe care trebuie să-l montăm exact pe pârghie. Aici levierul are o gaură și în această gaură vom monta siguranța de plastic . Am montat levierul . Am confecționat o nouă siguranță care să țină pârghia în locul ei . Acum pompa noastră este din nou funcțională. Voi lua vechiul manșon și îl montez pe noua pârghie. Și gata. Pompa este gata pentru stropit. Pentru lucru. Așa că nu vă grăbiți să le aruncați când se strică o componentă. Încercați să găsiți înlocuitorul pentru a păstra cât mai mult funcționale aceste pompe simple. Atât pentru astăzi. Multă sănătate și aveți grijă de voi!